Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și de Siguranță a Alimentelor Neamț au intensificat controlele în piețele din județul Neamț, unde se vând produse lactate, ținând cont de alerta de contaminare a acestora cu bacilul E. coli. De altfel, toate unitățile de procesare a laptelui trimit periodic probe de lapte la Laboratorul Județean de Analiză. La nivelul unităților de procesare lapte, conform programului strategic și al ordinului 29, sunt verificate toate unitățile. Aceste unități de procesare au obligativitatea de a aflui la nivelul laboratorului sanitar veterinar județean probe de lapte, lapte materie primă, probe de produs finit, la care să verifică încărcătura microbiologică, numărul total de germe, număr de celule somatice. Această afluire de probe se face în baza unui program bine stabilit de la fiecare exploatație și fermă comercială care livrează lapte la unitățile de procesare. Care comercializează lapte și produse lactate în piețe sunt obligați și ei să trimită periodic probe de lapte la Laboratorul Județean al Direcției Sanitar Veterinare și de Siguranță a Alimentelor pentru verificarea încărcăturii microbiene a produselor lactate. Și pe piața liberă, doamna Orban, piața liberă, cei care vând lapte în piețe, târguri și oboare au obligativitatea ca prin sondaj să își verifice, așa cum vă spuneam anterior, calitatea laptelui materie primă prin o probă trimisă, două, trei, trimise la Laboratorul Sanitar Veterinar Județean, în așa fel încât fiecare agent economic sau persoană fizică să facă o medie geometrică, așa cum este stipulat în regulamentul european, o medie geometrică în ceea ce privește NTG-ul, numărul total de germeni, și NCS-ul, numărul de celule somatice, reprezentând acestea reprezentând spre știința celor care ne ascultă încărcătura microbiologică a laptelui mult în fiecare gospodărie particulară. Siguranța Alimentelor Neamț recunoaște însă că numărul inspectorilor din teren este insuficient, așa că recomandă cumpărătorilor să solicite persoanelor de la care cumpără lapte sau produse lactate să prezinte certificatul de sănătate al vacii și ultimul buletin de analiză a laptelui. Recomand consumatorilor ca cu ocazia cumpărăturilor pe care le fac dumnealor în mod cotidian, să solicite, domnule, mai există buletin de analiză, v-ați verificat laptele, aveți înregistrare pe vânzare directă, acestea sunt aspectele și condițiile care dau posibilitate particularilor să vândă pe piață lapte prin această vânzare, așa cum o numim și cum este denumită și în ordine, vânzare directă. Nu mai puțin adevărat, doamna Ordean, și noi trebuie să fim în aceste împrejurări foarte sinceri. Recomand, sunt foarte mulți și nu avem posibilitatea cu 12, 13, 14 funcționari publici să pretind că stăpânește prin acea activitate de inspecție și control, stăpânește în mod desăvârșit activitatea de vânzare directă și această activitate se face în condiții, în condițiile stipulate de legi. Mit că deocamdată în județul Neamț nu s-a găsit la analize lapte neconform nici în programul Laptele și Cornul și nici pe piața liberă, dar că acest lucru nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche, ci că trebuie să fim foarte atenți la ce și de unde cumpărăm. Se recomandă să nu se cumpere nici lapte și nici produse lactate de la colțul pieței, din sacoșa unei vânzătoare ambulante, așa cum se mai întâmplă adesea, ci doar din locurile special amenajate în piețe, acolo unde există un control al acestor produse valorificate de țărani.